că oricum o să vorbesc mult pe clipul ăsta, prin urmare să trecem la subiect. M-am filmat acum 10 minute, deci acum 10 minute am terminat de filmat un clip, foarte mișto clip, așteptați să-l vedeți. Și mă gândeam așa, zic, bă, am filmat acum, o să am un clip să-l pun săptămâna asta, dar săptămâna viitoare ce clip pun? Și tot mă strofocam eu să găsesc o idee, să vorbesc despre ceva, să mă machiez, dar m-am machiat deja, să fac eu ceva. Ideea e că nu mă duce căpucul, nu pot să gândesc la ora asta. Și mi-am amintit eu că mi-a zis cineva, mi-a lăsat în comentarii sau am citit, eu nu știu exact, că aș putea să fac un clip de tip story, story clip. Habar n-am ce titlu o să-i pun. Ideea era să vorbesc despre ceva, să vă povestesc ceva. Și gândindu-mă așa, ce să povestesc? Adică lumea cam știe ce îmi place mie. Adică nu degeaba apar pe internet că fac chestii de-astea de beauty. Adică, mă rog, nu sunt make-up artist, în cazul în care nu știați deja. Însă îmi plac mie chestiile astea de beauty și am zis eu că hai să mă încumete să fac chestia asta. Și zic, ok, despre beauty n-am ce să mai zic, că nu mă duce căpucul acum. Dar așa, despre ce aș putea vorbi, ceva ce n-ați ști despre mine? Ah! Și pe aia am zis, zic, bă, o să vorbesc, vreau să fac un clip neapărat despre copilăria mea, despre copilăria noastră a generației 90. Însă e cu multe sentimentalisme și ok, nu o să vorbesc despre copilărie acum, dacă asta credeți, nu, o să vorbesc despre gaming, pentru că probabil nu știați, dar eu sunt o gameriță, în sensul că, bine, acum nu vă imaginați că sunt o gameriță performantă, în sensul să fiu așa o chestie profi. Nu, mă joc LOL. Pentru cei care nu știți, LOL League of Legends e un joc de strategie, sau cel puțin așa îmi place mie să zic, în care tu ești un campion, de fapt. Sunt convinsă că băieții care se uită la mine, pentru că știu că sunt câțiva băieți, o mânuță așa de băieți care se uită, dar probabil acum o să se uite mai mulți băieți, pentru că, hei, mă joc LOL. Așa, să vă zic așa de la început, habar n-aveam ce este LOL, habar n-aveam ce este LOL, habar n-aveam ce este LOL. Când auzeam LOL, eram LOL, aia cu râsul, cu nu știu ce și... Multe ori am aflat că este un joc în care tu ești un campion și campionul are anumite spell-uri și... multe taste, mouse, mișcă-te stânga-dreapta, stai, oprești, te învață spell-uri pentru fiecare campion, pentru că sunt, nu știu câți campioni și fiecare face ceva diferit. O adevărată tragedie. Cum am aflat eu de LOL? Păi, prietenul meu se juca LOL cu prietenii lui. Mult timp se juca. Iar eu, la început, mi-am găsit activitate, în sensul că făceam alte chestii, nu. Dar mă plictiseam, pentru că mereu se juca și mereu mă joc LOL. Și nu știu exact cum a pornit, dar eu în sinea mea voiam să-mi văd LOL-ul ăsta, pentru că îi ocupa atât de mult timp încât eu eram așa, undeva acolo, pusă. Și normal că m-am apucat să-mi văd LOL. Și el m-a învățat să joc LOL, în sensul că mi-a făcut eu cont, mă rog, e jocul gratis, gen ți-l descarci, așa. Și la început îți dau ei niște campioni. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre joc în sine, cât despre experiența mea cu el. Primul campion cu care am jucat, cred că a fost Teemo. Și de-aia Teemo este favoritul meu. Ideea e că a stat săracul cu mine și m-a învățat. Eram praf tămâie, cum cred că orice jucător beginner de ăsta ar fi. Nu știam absolut nimic, nici nu nimeream tastele, deși sunt una după alta. Nu înțelegeam mecanismul, cum pot să apăs două taste, cum pot... Așa a fost și cu școala de șofer. N-am înțeles niciodată cum o să pot să schimb, cum o să bag în viteze, cum o să apăs pedale, cum o să mă mai uit și stânga-dreapta și să mai țin și volan... Mă depășea. Ideea e că eu cu chiu cu vai am învățat să joc și problema era că știam pe un singur campion și anume Teemo, care oricum Teemo ăsta nu face multe chestii
pur și simplu mergi mult cu el, te plimbi, adică nu era cine știe ce. Însă era un campion complex, foarte complex. De exemplu, este o tipă lux pe care o vedeam eu când mai jucam, mam, și voiam atât de mult, arată ca o păpușă de-asta Barbie. Oh, și voiam așa de tare să joc și eu cu campionul ăla. Acum știu să joc cu majoritatea campionilor. În continuare nu știu să joc. Joc de 3 ani, probabil. Cred. 3 ani, da. Nu mă joc non-stop. Uite, acum nu mă mai joc, cred că vreo 2 săptămâni. Da, îmi place. Desigur, în copilăria mea m-am jucat și Counter-Strike, pentru că tot așa am avut... Mama are o prietenă care prietenă are băieți și băieții se jucau Counter și eu stăteam mereu lângă ei. Și am învățat multe chestii astea și stăteam și mă jucam bum, 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 chestii astea, așa. FIFA nu m-am jucat, dar nu-mi place. M-am jucat și nu știu să folosesc tastele, în sensul că eu pasez celuilalt. Am o problemă oricum cu chestia asta. Ce mă mai joc? Îmi plac chestiile astea cu mașini, dar de-astea la Xbox, gen. Da, asta nu înseamnă că nu pot trăi fără. Nu, dar dacă mă duc la Xbox, mă joc din alea cu mașini, că doar știu. Așa, ce mă mai joc? Mortal Kombat, dar probabil că toată lumea s-a jucat Mortal Kombat. Orice om de pe planeta asta probabil să nu jucă Mortal Kombat, cel puțin pe calculator. Dar habar n-am să joc Mortal Kombat, în sensul că stau cu joystick și fac așa, ca și cum îl frământ, pentru că apăs pe toate butoanele posibile și imposibile și tot pierd. Măcar i-aș câștiga, dar nu. În fine. Și, mă rog, principalul joc așa este LOL, în sensul că pe ăsta știu cât de cât bine, adică știu campioni, știu ce fac, știu ce trebuie să cumper, știu în mare așa, știu. Ceea ce este un șoc pentru multe persoane din viața mea, în sensul că atunci când le zic că mă joc LOL, sunt ce, tu, fată, te rog. Deși eu știu multe fete care se joacă LOL, bine, nu multe, dar din sfera mea așa știu destule fete care se joacă LOL sau care au încercat să joace LOL. Și da, din cauza asta, nu știu dacă să folosesc datorită că e de bine sau din cauza că e de rău. Nu, datorită, pentru că îmi place. Datorită faptului că mă joc LOL, am început să urmăresc și multe clipuri legate de LOL, cu momente amuzante, cu chestii astea, faze din jocuri. Și mă uit și pe Twitch. Twitch este o platformă de asta unde se pun jocuri de-astea live, adică gen tu te joci acasă, pornești camera și bam bam vezi ce se joacă alții. Și așa îl știu pe Yobag Games, de la asta vine Yobag, pe care știu sigur că îl știți, e de la Creative Monkeys. Și mai am alt tip de ăștia, bine, din România doar pe el știu așa la capitolul ăsta de LOL, pentru că el oricum e cel mai urmărit pe Twitch. Cel mai mult român și cred că mai e unul, mi-a mai zis prietenul meu, dar nu îl țin minte. El e mai activ pe platforma aia Twitch. Și mă mai uit și la deștia din străinătate și am fete la care mă uit, pentru că majoritatea mă uit la fete care știu să joace foarte bine, așa că da, nu pot să-mi fac părul ăsta să nu încalc aici, efectiv nu pot, deci o să trebuie să las așa. Și îmi place să mă uit la chestiile astea de gaming, adică mă gândeam că nu știți chestia despre mine, pentru că nu cred că am zis vreodată. Și am zis că e ok să fac un story din ăsta în care am vorbit foarte repede. Dar voiam să zic așa, pentru că știu că e ciudat, că îmi place partea asta de beauty și de machiaj și tot felul de girly stuff. Dar pe de altă parte mă joc LOL, în condițiile în care LOL se presupune că e un... De fapt, nici nu știu de unde a pornit chestia asta, că e un joc de băieți, pentru că sunt și campioni fete. Sunt convinsă că o să fie un șoc pentru unele dintre voi, sau unii dintre voi băieți. Nu sunt o profesionistă, nu știu să joc la perfecție, în sensul că și mor mult, dar am și jocuri din alea în care sunt the best from the best. Pentru că, na, așa e cu noroc, depinde cu ce echipă ești, în ce echipă ești și, na.
mă enervează foarte tare, mă enervez foarte tare, dar prietenul meu se enervează și mai tare, iar eu mor de râs când îl văd cât de tare se enervează. Bine, uneori mă enervează și pe mine și mă enervez și mai tare și... E o atmosferă foarte tensionată. Da, la final zicem, nu mai jucăm, nu mai joc, nu mai joc, nu mai vreau să nu mai joc, ce, nu mai joc. Cam asta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut tipul acesta de story în care vă povestesc chestii din viața mea pe care nu le știți sau chestii care mi se întâmplă, dați un like să știu și eu așa dacă să mai fac pe viitor. Vă aștept să vă abonați pe canalul meu și vă aștept și pe Instagram și pe Facebook, pe Olga Tudose, să ne cunoaștem mai bine. Vă pup, pa, pa! Oh.